este un magazin de bere artizanală care își propune să promoveze toate berile artizanale produse în România din 2013 încoace. Avem undeva la peste 70 de etichete de bere artizanală, peste 12 producători de bere, iar până la sfârșitul anului este posibil să atingă undeva la 20 de producători de bere, iar etichetele să treacă de numărul 100. Berile pe care Berero le vinde și le livrează la ușa oamenilor sunt în principiu beri de inspirație englezească, beri de tip ale, marea parte, 90% din ele, beri artizanale produse în România. Activitatea noastră este exclusiv în online. Nu există o restricție și Berero trimite oriunde în țară, chiar și dacă este o comună sau un oraș mai micuț. La fel, nu există o restricție de comandă. De exemplu, se poate comanda și o bere dacă se dorește. Berile pe care noi le vindem sunt, în primul rând, 90% din ele ale-uri. Însă, avem și lagăruri și există producători care au ieșit pe piață cu lagăruri. Un lagăr am putea să-l comparăm cu o bere clasică, blondă, filtrată de cele mai multe ori. Totodată, o calitate a berilor artizanale este că peste 90% din ele, indiferent că sunt lagăruri sau ale-uri, sunt nefiltrate. Dar, pe lângă acest nefiltrat, sunt și nepasteurizate. Odată cu împlinirea a 2 ani de zile a magazinului nostru, am făcut în colaborare cu doi producători de bere și un produs propriu al nostru, o bere aniversară, care este un IPA pe bază de caise și lactoză. În urmă cu 2 ani am pornit acest magazin și am încercat să oferim clienților noștri, în primul rând, să avem o legătură strânsă cu ei. De aceea, de fiecare dată în care un client dă comanda, este imediat apelat prin telefon sau primește un mesaj sau primește un e-mail de confirmare. Berero a încercat, față de alte magazine online de bere, să aducă doar produsele românești și produse care este foarte greu să le procur din diverse locuri, gen supermarket sau hipermarket. Berero oferă bucureștenilor produse de calitate, o gamă diversificată de beri artizanale, o gamă de beri comparativă, aș putea spune în ziua de astăzi, cu ceea ce există și pe piețele din Europa.